O statistică a Serviciului de Eliberare a Permiselor din Giurgiu cu privire la rata de promovabilitate a examenului pentru obținerea permisului de conducere plasează candidații pentru categoriile D și E printre primele locuri în ceea ce privește rata de admitere. Astfel, dintr-un total de 152 de candidați pentru categoria D, pentru autovehicule cu până la 16 locuri, au fost declarate admise 85 de persoane, adică circa 56%. O rată de promovare mai mare a examenului auto s-a înregistrat la categoria E, respectiv pentru autovehicule cu masa mai mare de 12 tone, deci cu peste 16 locuri. La această categorie, după ultima etapă de traseu, au fost declarați admiși 197 de giurgiuveni dintr-un total de 263 de candidați. Pe categorii de vârstă, pornind de la 18 și până la 70 de ani, promovabilitatea în 2011 s-a menținut la Giurgiu în jurul a 30%. Au fost înregistrați 10 candidați cu vârste de peste 70 de ani, dar niciunul nu a fost declarat admis anul trecut. Pe de altă parte, se pare că rata de promovabilitate este ceva mai mare în rândul femeilor, chiar dacă numărul candidatelor pentru postura de șoferiță este mult mai mic decât al bărbaților. În 2011 au candidat de două ori mai puține femei decât bărbați. De altfel, același raport fiind înregistrat și în privința promovabilității, unul din trei candidați declarați admiși fiind femeie.